Va veni nerv că nu mai sunt și nu mai e un să vă găsiți cu mine. Vă pare rău de sfârșitul care eu singur am hotărât când să fie. Păi viu și vă întreb. Care din toți care vă uitați acum în gura mea știți de unde a pornit totul? Un bebe vrea băieți tineri ca să-și facă armată. 19 octombrie unde-i băiatul meu? Tudor, unde-i băiatul ăsta? Unde-i băiatul meu? Nu-ți facă rău. Nu-mi face. Tătuțul. Trebuie să mai trebuie tu un pic. Nu pot să-ți dai la un de la mașina aici pe masă. Oio Original. Le-ai pus. A apărut tătuțul. Video -a asta este înregistrat sâmbătă, dar datorită aprobărilor de YouTube, probabil va fi postat duminică sau luni, pentru că trebuie verificat că nu încălcăm copywriting-ul și alte drepturi. Știți foarte bine, legea audiovizualului nu îmi dă voie să distribui imagini pe YouTube, pe prețele de socializare și în alte locuri, datorită acestui GDPR și acestui drept de autor al lui Voio. Astăzi discutăm despre primul episod din Tătuțu și să știți că am sesizat multe, enorm de multe corelații și extrem de multe lucruri care nu au sens pe care poate le discutăm într-un video separat mâine sau poimine sau nu știu exact când va fi postat videoclipul. Nu am făcut nici intro pentru că am fost plecat în acest weekend și momentan înregistrez în deplasare, știți cum vine vorba, așa că hai să-i dăm drumul la primul episod din Tătuțu! Episodul începe cu câteva imagini, ceva cu arme, poliție, Sergiu, nu vă pot da multe detalii despre asta pentru că nu se înțelege. Acesta este openingul, mai exact, așa bănuiesc eu al serialului. București 2002. Maneaua este în floare, dacă căutăm puțin pe Google, pentru că chiar am fost curios să fac un rezumat complet. Aceasta este melodia lui Liviu Puștiu, sunăm la poliție sau ceva de genul, am și uitat naiba de când am căutat. Totul începe cu o excursie, între ghilimele, făcută de neabebe, măcelaru și băieții către un anumit loc pe care nu îl știm. Repet, încă o dată, suntem în 2002 din mașina interplopilor coboară nea bebe Măhelaru împreună cu soția de atunci, respectiv Maria, care este în doliu. De ce este în doliu, aflăm ulterior în episod. Tot acolo îl avem pe Laurențiu, tatăl lui Tudor, pe Mircea care are păr, băi frate, Mircea are păr, nu crei chestia asta, Mircea are păr. Maria spune că până la 12 luni de la deces nu pune altă culoare în afară de negru pe ea. Deci este în doliu datorită unui deces care din păcate nu a trecut acel an. Despre ce e vorba? Haideți să vedem. Arme și telefoane dacă aveți. La intrare pun de zice că băi armele și telefoanele vă rog aici. Cine aveți și ne zice păi stai bă puțin și dacă nu vrem nu lăsați nu intrați. Ordin de la șeful. Deci avem un alt șef mare. Începem bine. Nevasta gravidă cu copil mic. Laurențiu spune am nevasta acasă gravidă cu copil. Băi, mă stresez foarte mult, lasă-mă cu telefonul, te rog. Ăla îi spune că, bă, nu se poate, așa că lasă telefonul aici. Laurențiu îi spune, băi, măcar dacă sună Luminița, te rog să mă chem. trebuie să vorbesc cu ea urgent. Deci, Luminița este, știm foarte bine cine este, Laurențiu spune că are nevasta acasă gravidă cu copil, opa, este Tudor? Hmm. Mamă, cum arătau nunțile înainte, prin 2000, wow, s-au documentat bine băieții. Avem prima discuție, Nea Bebe discută cu Stavrositu, Stavrositu Nelu, mai exact, un alt rival de-al său, dar nici ăsta nu e liderul mafiei. Ei discută despre ce cadou au adus la această zi de naștere, a cui încă nu știm. Ziua de naștere aceasta este organizată de șeful mafiei, al cărui nume îl aflăm ulterior. Bine, îl știm și din trailer, este faraonul. De aceea și episodul se numește Trăiască împăratul. Păi ori faraonul, e împărat. Bine, hai, las așa. Până la urmă, Nea Bebe a adus un porc. De-aici și porecla de măcelarul. Uite, asta nu știam, să știți. Ideea este că noi în clanul am văzut că măcelarul, ceam că domne, că e mare, că mătar, că... Nu, frate, el era chiar măcelar, adică la propriu. Ok, strav ăsta se ocupă cu parcări, cu manevre, a adus cadou mișto, neabebe un porc. De mangalița faraone. Faraonul primește cadou și râde foarte tare de neabebe. Bebe aici era, o să spunem, un diriplice, adică nu era mare impresionant. Avea și niște bodyguards, era un, o să spunem, un bijnițar de cartier cu puțin mai mulți bani. Adică Neabebe nu era marele interlop pe care îl vedem în clanul, e de fapt un nimeni în momentul ăsta și toți marii mafiei râde el. O altă dovadă despre faptul că Neabebe este bătaia de joc a mafiei în perioada asta, e că l-au pus la o masă lângă gard, mai aveți să-l ducă în altă curte. Exact cum a zis și nea bebe, că de ce nu mai pus în cealaltă curte? Mircea, pie, bă, lăsați, domn bebe, că nu aici stă șmecheria. Mircea are păr! Tot la discuția la masă între nea bebe și Mircea zice, bă, adul și pe Ilie aici. Ilie este șoferul. Șoferul care, știți voi foarte bine ce se întâmplă în clanul, fuge cu nevasta lui nea bebe. Și pentru nea titi faraonu, onu, onu, onu. câtă vale Bijelie, care are mustață, băi! Băi, mișto, mișto, mișto. Uh, părere personal, înainte să continuăm rezumatul. Mișto, uh, readucerea asta cu AI de. domne, întinerește tot, aduce. wow, wow, foarte tare, foarte tare. Pe ce? Unde ești? Pe drum, conduc să doar? Papi. Ok, sună tanti Luminița care are dureri de la naștere, e în șapte luni, dar Tudor e născut. Deci înseamnă că copilul este Pavel, respectiv Daviduțul nostru. Suntem puțin mai departe decât mă așteptam. Mă așteptam să fim înainte de nașterea lui Tudor, însă uite că suntem uh, copilul acela aproximativ, cred că are undeva la 2-3 anișori, dar ce mai important, unde este Vera? Pentru că Vera e cam de vârstă cu Tudor, pentru că era mai mare decât David, nu? Bun, asta discutăm poate într-un video despre corelație și chestii ale clanului. Bun, ok. Ideea este că Laurențiu minte că e în cursă, că e la vamă, tante luminița zice că nu se duce la spital fără el, rămâne cu dureri. Da. Aceiași tante luminița. Un alt detaliu, faraonul o întreabă pe uh, Maria că acum un an aveai burta, trebuia să naști, ce s-a întâmplat, cum este, cum a fost, ce a fost și ea îi spune că a fost într-adevăr băiat și că nu a trăit. Ok, deci Maria a pierdut un copil băiat în urmă cu, nu știu, câte luni să zic, pentru că a spus că nu s-au făcut încă 12 luni. Și aici vine o altă teorie foarte interesantă. Dacă de fapt acel băiat este Vera ascunsă, adică pur și simplu ea, din câte știm în clanul, va vrea să îl va părăsi pe Nea Bebe și va fugi cu șoferul. Și bineînțeles că Vera va fi cu ea, ori se întâmplă să mai nască un copil, dar nu se corelează diferența de vârstă între ea și David, ori este de fapt Vera și copilul a fost ascuns de către Maria și șofer. Hmm, interesant. Mircea cel cu păr se întâlnește cu fisa lui Stravrositu. Mamă, mi-e foarte greu să numele ăsta, îmi cer mii de scuze. Se întâlnește cu fisa și vorbesc despre că și lui place Biugi Mafia, a apărut o formație nouă, Paraziții. Asta trebuie verificat dacă Paraziții chiar în 2002 au apărut. Asta chiar trebuie verificată. Și, la urmă, Mirciulica al nostru să cam îndrăgostește de fata asta, dar mai multe detalii nu avem momentan. Laurențiu se duce la Neabebe la masă după ce a vorbit cu tanti Luminița și îi spune Băi, trebuie să plec, domnul Bebe, e urgent, nevastă mea are dureri Nebebe e foarte arogant și spune că să se ducă la spital Păi nu că nu se ce fără mine, e, înseamnă că nu are dureri atât de mari Maria încearcă să intervine și îi spune Băi, lasă-l să se ducă, însă Nea este foarte strict și spune nu Maria, până la urmă, când nea bebe nu este atent că s-a dus la baie, îi zice lui Laurențiu, băi, du-te, că am grijă de asta aici și te întorci până plecăm de la cheful Pește și aia e. Până la urmă, Laurențiu fuge de la această petrecere și se duce la tanti Luminița. Ajungem și la varianta poliției. Bine, ne-a BBD o dedicație cu dușmani în poartă pică, dar nu au valoarea mea, nebunii de astea. Manele pe sistem ca la lăutăria din 2002. Ei pun la televizor pe o chestie imensă, foarte tare. Cred că au avut și părinții mei o chestie de genul. Chiar o să-i trimit o poză mama și o să o întreb dacă am avut și noi așa ceva când eram eu copil. Bun, asta nu mi-amintesc. Uh, bun, un interviu dat de poliție în care spune că, domne, Știți cum era în trailer, că poliția nu mai reprezintă încredere, cetățenii și-au pierdut orice speranță, bla bla bla. Și până la urmă Nea Costoiu, care este foarte tânăr aici, își face brigadă. Dacă ai puține cunoștințe juridice și prin puține mă refer basic necesar, vei ști ce înseamnă BCCO. Brigada Combatere Crimă Organizată. Adică ce este în clanul, este acum formată în sfârșit, pentru prima dată, bineînțeles, cu primii agenți. Deja le știți numele pentru că le-ați văzut în trailer, Vrelu, Bolga, Palis și mai era Matei, care fiecare au aptitudini de 1000 de ori mai bune decât ce aveau băieții noștri, Mișu, David, Silviu și ceilalți din clanul. Dar trebuie să vedem de ce nu a funcționat această brigadă care pare că este imbatabilă. Mai țineți minte în clanul faptul că se făcea mișto de costoiul cu comisarul Pufuleț? Aici ni se explică povestea. Un membru al clanului pe nume Francezu făcea chestii care, sincer, băieții din clan nu erau de acord, adică exploata minori și îi ducea la produs pe Turcia. Așa că Neabebe i-a făcut cheie, pur și simplu i-a dat lui Costoiu Pontu, i-a furat lui Francezu toate drogurile, i-a câteva și în rest i-a băgat pufuleți. Într-adevăr, Costoiu a făcut o captură la pe francezul ăsta, dar pe o captură atât de mică de droguri încât s-au făcut mișto de el comisarul pufuleți. Ne se să duce până la wc cum zice el, dar în curte pentru că faraonul nu-i lasă în casă. Mea, mă, asta e bună rău de tot. Și partea cea mai interesantă în toată povestea asta este că Laurențiu a dispărut, nebebe a observat dispariția, dar Maria la copră spune o fi și el la toaletă, păi bă, lipsește de 40 de minute, fi la toaletă mă, lasă-l în pace. Și exact ca în primul episod din clanul, băieții noștri de la BCCO atacă fără milă această petrecere îi ia pe toți la rând. Bine, am vorbit și eu ca ei. Îi iau pe toți la rând, dar ok, las așa. Și începe. Arme și telefoane. Cine recunoaște cu e pistolul, poate să plece nevastă sa acasă. Cine nu recunoaște, îi luăm pe toți. Recunosc câțiva, ăla, ăla, X, Y, oameni care eu consider că sunt irelevanți în momentul acesta al poveștii. Paraonul este arestat, dar o parte interesantă. Doamna Udrea, da. unde e soțul? Casă. E punga mea. Aici Ilie, șoferul, îi ia apărarea doamnei Maria Udrea, respectiv soția lui Neabebe. Dacă vă întrebați de Neabebe, ăsta a fugit când a văzut poliția, zici că a fost dracu de tămâie, a și tăiat-o. Și doamna Udrea scapă, dar Ilie va fi arestat, probabil, nu-i așa? Și îi saltă pe toți. Cam asta este primul episod din Tătuțu. Însă avem o chestie de subliniat, țin mult mai puține episoadele, adică acest episod are 49 de minute. Uh, pot să spun decât că a fost un episod foarte interesant. Nu ne-a băgat foarte mult în poveste. Avem decât prima zi, o singură zi, adică câteva ore, să spunem. Tot ce știm este că Mircea are păr. Mi s-a părut iar să repet asta. Și AI-ul ăsta de întinerire arată bine rău de tot. Relația între Pilie și Maria, după cum vă amintiți și din clanul, arată bine și probabil deja vom începe să vedem dezvoltarea. Maria a pierdut un copil băiat, însă i are fată. Asta discutăm ulterior pentru că nu știu ce să vă spun sincer. Și pe canalul acesta, la shorts, puteți vedea trailerul pentru episodul următor care va fi puțin masterizat de mine pentru a evita copyright-ul. O să încerc să fac un trailer foarte bun. Episodul, repet, se numește Trăiască Împăratul și mai am o chestie de menționat. După cum știți, nu putem difuza imaginile integral pe acest canal și pe YouTube nu poți difuza. Bineînțeles, nici pe Facebook, nici pe Instagram, nici pe, pe nicio platformă nu poți pune fără drept de autor. Adică, copyright-ul știți foarte bine înseamnă că dacă nu utilizezi imaginile, dacă nu le deții, nu le poți folosi. Punct. Deci, vă rog din suflet, nu mai îmi cereți în comentarii de ce nu pui episodul, pune bă episodul, pune bă episodul. Nu se poate. Chiar dacă aș încerca să dau pur și simplu upload, să încarc acest episod, să spunem că îl descarc de pe voi și îl încarc, canalul va fi închis instant. Instant. Dacă vreți o informație mai serioasă, există o mică colaborare între mine și un alt canal de YouTube care este disponibilă doar pentru membrii. Nu o fac de dragul de a face eu bani, pentru că membru este un leu 90, adică nu am ce bani să fac pe chestia asta. Dar imediat după acest videoclip, undeva la o oră, va apărea un clip pentru membrii. Dacă ai văzut acest videoclip, devin un membru, că vei înțelege în acel clip ce înseamnă copyright-ul, de ce nu poți difuza, de ce poți difuza, poate poți difuza, poate nu poți difuza, nu pot să dau mai multe detalii. Ne vedem la clipul acela.